Unul dintre cele mai de succes proiecte de educație și voluntariat de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, administrat de Universitatea din București, sărbătorește un deceniu de existență. Coordonat de Asociația Drag de Hunedoara, obiectivul de vizitare Casa Vulcanilor contribuie semnificativ la dezvoltarea turismului și educației în Țara Hațegului. Vizitatorii care trec pragul Casei Vulcanilor sunt transportați într-o lume fascinantă cu 70 de milioane de ani în urmă. În acea vreme, pe o insulă tropicală înconjurată de apele Oceanului Tetis și populată de dinozauri pitici, erupțiile vulcanilor aruncau la suprafață lavă și bombe vulcanice. Povestea vulcanilor este o parte importantă a trecutului geologic unic al țării Hațegului, iar tinerii voluntari ai Geoparcului au ales să spună această poveste într-un mod care să atragă atenția și asupra prezentului și a unui viitor sustenabil. Cu sprijinul programului Spații Verzi derulat de Fundația pentru Parteneriat și Mol România, ei au ridicat o construcție ecologică din cob, un amestec de lut, paie și apă. La realizarea casei vulcanilor din Densu și-au contribuit 300 de voluntari, în majoritatea tineri din țara Hațegului, dornici să contribuie la atractivitatea zonei în care locuiesc. Au avut nevoie de 200 de zile pentru a finaliza construcția și au folosit 20 de metri cub de pământ galben, 15 metri cub de nisip și 5.000 de litri de apă. Pentru a obține cei 30 de metri cub de cob utilizați la pereții casei voluntarii au trebuit să amestece lutul, paiele și apa cu picioarele goale. Casa Vulcanilor nu este atrăgătoare doar la interior ci și la exterior pentru că este decorată creativ cu diverse simboluri ce spun povestea geoparcului și a țării Hatzegului. Alina Ciobanu, președinta a Asociației Drag de Hunedoara spune că pe parcursul celor 10 ani de când spune povestea vulcanilor din vremea dinozaurilor la obiectivul de vizitare a învățat trei lecții foarte importante. Dintre cele mai importante lecții învățate în cei 10 ani de activitate la Casa Vulcanilor sunt: prima, că tinerii sunt resurse valoroase pentru comunitate. Astfel am creat o echipă de tineri voluntari implicați în numeroase proiecte ale Geoparcului UNESCO Țara Hacecului. A doua lecție importantă este că patrimoniul natural și geologic reprezintă o resursă pentru dezvoltarea locală. Cu acest lucru în minte, am creat un punct de vizitare de la zero care are impact în comunitate. A treia lecție este că știința este pentru toată lumea. La Casa Vulcanilor am creat evenimente și experiențe educaționale de comunicare a științei pentru toate vârstele și am contribuit la dezvoltarea turismului durabil în zonă. Cei 10 ani de existență a Casei Vulcanilor sunt marcați printr-o mulțime de activități și de ateliere de educație dedicate atât voluntarilor cât și elevilor de la școlile partenere, iar voluntarii seniori sunt invitați să împărtășească din experiența lor printr-o serie de ateliere celor care deprind acum plăcerea voluntariatului. O expoziție de fotografie cu tema Casa Vulcanilor 10 ani de nota 10 celebrează momentele cheie din construcția și activitatea acestui obiectiv. Tot cu această ocazie va fi lansat un nou program educațional dedicat adolescenților și adulților, iar în luna august va fi organizată cea de-a a evenimentului Ziua Vulcanilor, o celebrare a descoperirilor geologice din țara Hațegului. Partenerii în proiect sunt Geoparcul Internațional UNESCO țara Hațegului, Universitatea din București, Asociația de Turism Tezat, Școala Gimnazială Sântă Mărie Orlea și Școala Gimnazială din Densuș.